Avem astăzi fericită ocazie să fim alături de un nume de referință a folclorului românesc, îndrăgitul interpret Ionuț Fulea. Ionuț, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat, de fapt, este titlul unui spectacol, un proiect al vostru, al tău și al Marianei Angel. Secundați de corul Angelos, dirijat de interpretul Traian Stoiță și acompaniați de orchestra maestrului Petrișor Varga. Spectacol extraordinar susținut de Ionuț Fulea și Marian Angel, prezentat de maestrul Dorel Vișan. Acum, de unde a plecat ideea acestui proiect și cum a luat naștere acest proiect? Acest proiect este, practic, despre idee a Marianei Angel. Mariana, în 7 ani, a pornit acest proiect împreună cu actorul Dorel Vișan. Eu, după un an de la pornirea acestui proiect, Mariana mi-a și propus să fac parte din acest concert, din acest proiect al său și l-am îmbrățișat cu mare drag. Sigur, nu aveam informații și cunoștințe foarte multe despre Vișan, despre cântecul religios, dar vă rog să mă credeți că am reușit pe parcursul a 6 ani de zile să mă identific cu oarecare măsură cu cântecul religios, cu Vișan. Chiar vreau să te întreb cum se împacă muzica religioasă cu folclorul românesc, dar și Vișan este tot o creație folclorică, nu? Așa este, este un folclor religios, la urma urmei. Sunt două lumi diferite, dar totuși împreună, pentru că este vorba de cântec, este vorba de suflet, este vorba de trăire. Și se împacă foarte bine, mie îmi place foarte mult ambele genuri, îmi place să cânt muzică tradițională, îmi place să cânt pe ceasna tradițională, dar sunt stări care aduc omul la o frumusețe aparte, o frumusețe aparte a sufletului. Și nu cred că există cântec sau melodie în care, pomenind numele lui Iisus Hristos, să nu te emoționeze chiar până la lacrimi. Un gând bun acum în zi de sărbătoare pentru telespectatorii Cărnavate de Sighișoara. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit posibilitatea să transmit un gând bun telespectatorilor dumneavoastră. Îmi doresc din tot sufletul să primească, așa cum se cuvine, această sărbătoare importantă pentru